Ce vindeți flori aici? Nu, le-am cumpărat eu să le duc la o mănăstire. Da? Da, 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 da. Dar astea nu sunt din alea curgătoare? Nu, sunt drepte. Și ajungem la mănăstire. Frate, am căutat mușcatele astea, florile astea, pe la oameni pe acasă. M-am dus prin curțile oamenilor, am țipat pe acolo, numai să găsesc flori. Ideea este că aici la mănăstire, acum vineri, au hramul și da, m-a rugat maica stareță dacă pot găsi mușcate, flori în acestea. Le-am arătat mai devreme, o să le mai arătăm și când ajungem. Pentru că dacă tot e hramul, normal, nu? Toată lumea trebuie să fie pregătită, sau mănăstirea mai exact, trebuie să fie împodobită. Că așa e frumos. Vineri este hramul, o să vină și Mitropolitul Banatului aici, la noi, Mitropolitul Ioan. Sper să ajung și eu. O să fac tot posibilul, de fapt, să ajung și eu la hram. Să filmăm de acolo. Îmi pare rău că n-am sculele necesare să fi transmis live, știți? Dar asta este, acum încercăm să filmăm cum putem. Deci, vreau, nu vreau, m-am apucat și de florărit acum. O să plantăm și flori la mănăstire. Asta e, le facem pe toate. Nu mă pricep eu la multe lucruri, dar învățăm. Așa, cât un pic, cât un pic, ce să facem? Mă bucur din suflet că am găsit floricelele. Credeți-mă, am fost și prin două sate să le caut. Am fost la o doamnă, nu avea de ajuns. Stai puțin că am eu o soră prin alt sat, să o sun, să vedem dacă are. A sunat-o, are. M-am dus și pe acolo, de aia e. Important e să fie bine. Într-un final, mă bucur că am găsit. Da. Ajutăm și noi cum putem, nu? Ce să facem? Ne facem datoria de creștini ortodoxi. Mai coborâm și în teren, cum se mai zice. Nu doar acasă, de? Cum sunt alții. Nu vreau să vorbesc acum în clipul acesta despre nimeni. Dar sunt mulți care, Doamne iartă-mă, stau acasă și își dau cu părere așa, că ăla nu-i bun, că ăla nu-i bun, că nu știu ce, că nu știu cum. Uite și aici, Mănăstirea Morisena, aici trebuie să mergem noi. Unde mai intrare? A, mai în față. Da. Bă, cum spuneam, bă, niciunul nu e bun, toți sunt răi, toți sunt nu știu ce, toți sunt vânduți, toți... Nu, mă, porcării. Așa e foarte simplu să stai, nu? Cu fundul pe
scaun pe fotoliu sau în pat sau sub pat sau unde mai stau ei și să își dea fiecare cu părere așa, neștiind ce se întâmplă de fapt în viața reală, adică băi, vrei să-ți dai cu părerea? Mai coboară mă frate și prin teren. Da, na. E mai simplu să fii cu tastatura în față, să acuzi pe toată lumea, să îți bagi joc de toată lumea. Deci am ajuns la mănăstirea Morisena. Nu prea mai am loc în căruță, dar e bine că am umplut mașina de flori. Mamă, ce frumos e afară. Adică e foarte cald, așa senin. Și avion cu motor acolo. Băi, cam multe din astea. Se vede? Se vede bine. Ce să fac și băieții, împrăștie pe cer. Lucruri. Hai să vedem unde e maica stariță. Un adevărat șantier aici. Cum se vede. Se lucrează de zori. Foarte frumos. Pentru că, după cum spuneam, în vineri este hramul și se fac pregătiri. Și, de fapt, o să ne explicem maica stareță care e problema. Că văd că e un adevărat șantier pe aici. Hai să o căutăm. Să aducem florile. Aici avem puișorii. Să uite, sunt curioși. Uite, uite așa. Și că aia mai micuți și i-am luat eu. Da, că sunt și mai mari și mai mici. Păi n-am, nu n-am. Dar n-aveai cum să găsești așa mai mari și ori. Da. E cât ori mai mici, ori mai mari, nu cum. Spuneți-ne și nouă, ce-i cu activitatea asta aici, că am rămas șocat un pic când am ajuns aici. Păi, sunt Ioan Botezător, el pregătește servarea lui, nașterea lui. E cu multă osteneală, dar cu mult folos. Și la toți care... Și acolo ce? Paraclistul de vară, în fața, acolo să fie. Toată lumea lucrează. Da, e în activitate. Șantier adevărat. Păi da, cum să... Când a venit prima oară, nu prea era nimic. Nu, dar să știți că a fost rugăciune multă și ajutorul mult de la Dumnezeu. Ajută Dumnezeu, da? Da. Vrem să terminăm. Mâine seară să fie totul și curățat de tot. Și credeți că terminați până? Da. Da? Da. Da, că mâine vine mai mult o echipă. Da. Mâine, da, da. Mâine trebuie să facem curat tot, să fie bine dimineața pregătit. Aici o să punem niște umbrele, bănci. O să ne ajute domn primar de la, de la Andrei, Cenat. De la Cenat, da. El, adică e bine, înseamnă că s-au schimbat primarul. Da, cu ce-a putut, da, cu ce-a putut și el. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Chiar mă bucur să știți că nu sunt mulți primari care se implică. Nu. Noi facem și noi lucrări aici. Am început renovarea paraclisului de iarnă și am zis că trebuie să semene unul cu altul clădirile. Și am ajuns la concluzia că albul e așa frumos, albul și cu piatră de munte, placat. Foarte frumos. Așa. Și acum să vedem și tabla, ca să fie într-un ton cu gardul. Aici la gard am făcut o poartă ca să... Acum o invenție, într-un fel, să deschide cu acoperiș cu tot. Ce pe... idee că, da, eu zic mesierași că nu se poate. Da, am tot calculat, ne-am studiat și după podul ăla din... Londra sau de unde se ridică cu podul ăla sau da, Norvegia, de unde? Doar din Londra, că nu mă uit la televizor. Și acolo, nu zic, băi, o ridicată aia podul, nu zic așa și cu gardul, să deschide cu acoperiș cu tot
și atunci putem intra, că din coace s-a rămas blocat și nu a putut să intre cu un utilaj din ăla mare pe poarta principală. Și atunci am făcut pe extreme, ca să nu mai intrăm pe, prin față, să sparge, să... în față, ca să, cum am zis, că să faci și un pic de gazon și să rămâie ca și curtea din față, să nu mai să fim în construcții. Da. Dacă nu avem bani, facem tot pe rând și atunci tot în construcții suntem. Chiar da. Zicea cineva că de ce v-ați de muncă. Zicea cineva că de ce v-ați apucat de 8 fronturi de lucruri odată. Vă știți cum e? Când nu mai avem piese pentru o lucrare, facem lucrarea alaltă. Și atunci tot timpul avansăm așa încet. Camelcul, dar avansăm cu ajutorul lui Dumnezeu, cu mila Maicii Domnului. Avansăm, știți ce se face. Doamne, și oamenii, dacă au văzut... Da. De unde aveți atâta putere de muncă? Păi, Maica Domnului, Maica Domnului ne ajută. Aici noi suntem ultima mănăstire până la graniță și noi trebuie să ducem flacăra Ortodoxiei mai departe. Că suntem puțini, că suntem mulți, dacă e înțelegere, faci mai mult Ștefan cel Mare cu o mână de oameni obiruit și o ținut pe tur și pe tătarele la Dunăre. No, și, deci nu trebuie să fii mult sau să fie înțelegere, știți? Sau, de exemplu, poate să fie biserica pictată cu foița de aur, dacă nu slujbe, e muzeu. O vață care îi și cuvântul lui Dumnezeu, simplu, că zice, băi, na, că, păi zice, către cineva, că, păi, ați făcut facultatea, nu știu unde, la Arad și nu știu ce. Da, dacă ești pregătit și dacă te interesează și dacă mergi la oră la profesor, îți spun, nu facultatea slabă, dar dacă elevii nu merg, nici profesor nu mai are așa interes să predeie, una când predeie în fața la 60 de studenți și una când predeie la 3 studenți. Dar aia 3 studenți, dacă se pregătesc în timp, ei pot să spui și ei mai departe la oameni, nu să, dacă vine cineva și mă întreabă, nu știu ce, păi du-te la nu știu ce preot, profesor, și ăla nu mai pot să spui. Trebuie să fim pregătit, eu am și eu un frate și zice, pregătește-te ca să nu te faci de rușine. Pregătește-te, trebuie să fii pregătit. Ce ne învață Hristos? Rugăciune și ascultare. Și ascultare. Și te mântuiești. Chiar dacă o întrebare, părinte. Da. Există mântuire fără ascultare? Nu este. Primul lucru asta e ascultarea. Toți și sfinții părinți și care sfinții contemporani cu noi, Paisia Ghiuridu și tot, ascultare. Ascultare. Ascultare, în primul rând de duhovnic, după aia ascultare de ierar, ascultare de tot, de ascultare. V-am pus întrebarea asta un pic mai special, așa, pentru că, din păcate, în ziua de astăzi, sunt mulți care se rup de biserică datorită acelui sinod din Creta. Da, știți, da, problema? Da. Acum, știți cum e cu sinodul? Noi, dacă ei ce-au făcut, ce n-au făcut acolo, ce-au trebuit să facă și nu trebuie să facă, e problema sinodului Bisericii Ortodoxe. Dacă ei încă nu i-au schimbat, noi încă îi pomenim. Noi depinde, noi nu putem să ne separăm. Că atunci, vedeți că diavolul vrea să facă ruptură. Să facă ruptură. Și a și reușit. Și au reușit într-un mod. Au reușit. Și știți, că Biserica Ortodoxă nu era dezbinată. Nu era, era una singură. Celelalte mai era. Era catolici, erau uniați, erau luterani, erau anglicani, erau tot felul, greco-catolici, că greco-catolici o alternativă pentru Transilvania era la catolicism. La 1699, când au plâns și icoana de la Nicula, pentru asta, că s-o rupt de ortodoxie. Da, și ortodoxi erau unul singur. Chiar acum, la pogorârea Sfântului Duh, atunci s-a format biserica. Atunci s-a format biserica și atunci 3000 de oameni s-au botezat și au format biserica. Nu la Constantin și mama Selena, atunci... cum zic alții că nu, atunci s-a format de pe timpul apostolilor, la pogorârea Sfântului Duh, atunci s-a format biserica. Și de atunci a fost o singură biserică și la sfârșit va fi iară o singură religie. Și atunci, după aia, la Constantin și mama sa Elena, au fost niște probleme și atunci Sfântul
împărat Constantin, a provocat un sinod, a dus 318 părinți, episcop și așa, și ca să lămurească problema, și-a lămurit-o. La 325, anul 325. Și ce mari sfinți au fost atunci. Ce mari sfinți, Sfântul Ierar Nicolae, Sfântul Spiridon. Vedeți, la noi în biserică avem Sfântul Ierar Nicolae cu palma mai mare, palma dreaptă. Cu palma aia i-a dat o palmă la arie. Da. Vedeți, până acolo noi trebuie să apărăm credința, ortodoxia și crezul și Maica Domnului. Păi nu. Vedeți, sfinții, și cum a fost și Ștefan cel Mare. Păi, că a mai avut și el alte lucruri, că o greșit, dar el a avut... E sfânt, părinte. O vin cineva la Maslu, la un sfânt Maslu, și zice, părinte, am o întrebare să spun. Ce întrebare? Zice, Ștefan cel Mare, e sfânt sau nu e sfânt? Zic, e sfânt. Păi, cum e sfânt? Că asta a fost făcut de preoți și nu știu ce. Mă, dacă Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a declarat sfânt prin evlavia poporului, ăla atunci e sfânt. Păi, zice, eu nu mai viu atunci la biserică aici, că zice, și dumneavoastră ziceți că e sfânt, Sfântul Ștefan cel Mare. Dar, păi, Sfântul Ștefan cel Mare, ce merit a avut? Și s-a spovedit înainte de orice luptă. El se spovedea, era în post 3 zile la Daniel Sihastru. Dar cum? Și el, când mergea la lupte, mergea cu Sfintele Moaște la el. Și că alții zic că oase, nu, Sfintele Moaște. Și ce putere aveau, că învingea pe toți turcii. Da, și o mână de oameni. Și o mână de oameni. De-aia și noi aici, dacă facem ce facem, cu ajutorul Dumnezeu. Dumnezeu ne dă putere. Dacă suntem puțini, dar numai să fie înțelegere. Păi și într-o casă, dacă îți mulți copii și e numeroasă familia și unul îi dezbinare în stânga, în dreapta, acum tot asta se urmărește, să dezbine. Să dezbine țara, să dezbine fabricile, să dezbine bisericile. Tot ca să poți să-i conducă din umbră. Dar totuși există frica asta în ziua de astăzi, în toată lumea, cu Rusia și Ucraina, știți, că e problemă. Ce părere aveți dumneavoastră? O părere, o opinie. Ce cu frica asta? Uitați, s-au ajuns că se bat frați între frați. Se bat frați între frați. Nu știți, eu când eram mai de mult, era mai mulți așa și doi zice, măi, eu cred că eu îi fac pe aia doi frați să se bat între ei. Și eu învrăjbit, toți zic, mă, tu știi că o zis ăla despre tine aia? Ăla, tu știi că o zis ăla despre tine aia? Și s-au bătut doi frați între ei. Nu, vedeți? În Sfânta Scriptură scrie acolo, zice, ce bucurie, parafrazez, ce bucurie unde frații sunt preună. Adică să faci tot posibilul să unești, nu să dezbini. Deci ești păcat și pentru părinții care fac să se dezbine copiii între ei. No, și atunci, eu așa văd problema cu Ucraina și cu Rusia. Nu ne uităm la televizor și nu avem, nu știu ce, nu sunt la curent cu ultimile știri și cu ultimele noutăți, dar totuși, în fine, și mie multe zvonuri de acolo din ăsta, că merg alții cu ajutoare și duc acolo și zice că sunt moși care nu sunt îngropați și miroase și boli și nu știu ce, ar fi foarte simplu, eu, părerea mea, să cedeze președintele Ucrainei, să îi dă insulele că nu știu ce și s-ar opri războiul. Păi dacă ar fi, noi și nu ar trebui să intrăm în război cu Ucraina. Da, că și noi nu luăm Bucovina. Noi avem pământul nostru. Păi nu, și atunci ce facem? No, să te văd tot într-un război. Vedeți, românul nostru zice, cum scrie în Biblie? Vrea să-ți iai haina? Eu lași cămașa. Și a fost pace? A fost pace. Nu mai război. Acum și războiul ăsta zice că poate dacă nu era războiul, era, nu știu, al câte val peste noi. Corect, da. Nu vezi? A venit războiul și a dispărut valul. Într-un fel, noi beneficiem încă de necazurile războiului. Dar știți, frica cea mare este că se amenință oamenii pe acolo cu nucleare. Acum nu știu dacă este chiar adevărat, că mass media minte în general, acum oamenii acum, că este adevărat. Noi nu avem televizoare, nu știm. Nu aveți dumneavoastră, cam asta e frica. Acum știți cu cum e. Creare, cu, știți? Acum noi ar trebui acum să avem o evlavie mai mare și să ne rugăm și să fim mai mulți în biserică și să ne rugăm. Eu fac ectonie de ploaie și zice lumea că ține slujba pe amul la mănăstire, la cenat. Ține, că de ce fac ectonie? Ar trebui să facem și litanii și să mergem în lanul de grâu. Și să facem o slujbă. Ar trebui, cei care se ocupă cu agricultura ar trebui să fie primi aici la biserică, dar ei sunt primi în câmp.
că au investiția lor, că au scos din bani și au nu știu ce și le tremură cămașa. Corect. Băi, cum e Dumnezeu vrea... Ei vor așa toate odată, cum se spune, fără nimic. Fără nicio osteneală, fără așa nicio jertfă. Hai, Doamne, acum, vrem acum, vrem ploaie acum, vrem ploaie. Nu. Unele arte. Și ce fac acum? Și ăștia care au bani și nu știu ce, acum e o modă, merg în țări exotice la distracție și la nu știu ce. Păi, no, acum când sunt timpurile astea și deja suntem acolo în apocalipsă, deja cu întâmplările, păi, noi ne trebuie nu știu ce distracție. Și ce ne trebuie? Și numai dacă îi dă preotul un canon de rugăciune, zice că e prea mult, că nu au avut timp să se roage. Și nu mai poți să ție post și nu mai să păi arme împotriva diavolului, acest neam de demoni, mai prin post și rugăciune. Acum nu că te rogi toată ziua și nu știu ce. Îți faci canonul. Da, îți faci un pic canonul de rugăciune, un duhovnic. Îl cauți, că sunt biserici, sunt ăsta. Chiar odată am mers la catedrală în Timișoara, că am avut ceva probleme și am intrat în parcare la catedrală și era un furnicar de oameni acolo. Mergeau pe bulevard. Și unii dintre ei mergeau și în biserică. Vedeți, la sfârșit vom da socoteală. Ai trecut pe lângă biserică, ai intrat în biserică, te-ai rugat, ai spus o rugăciune, ai aprins o lumânare. Nu. Acum este și programe. Vedeți că Dumnezeu nu ne lasă. Mai sunt încă preoți care au curajul să vorbească și mai este și emisiuni să informeze lumea. Dacă oamenii nu au cărți sau nu ajung să citească cărți, așa viețile sfinților și nu știu ce. Dar Dumnezeu nu ne lasă. Dacă vrei să faci o faptă bună, vedeți, prin iată, e conștiința. Și după aia trebuie trăirea asta într-un Hristos. Nu? Da. Dar mi-a venit acum un gând și anume că îmi dau seama că această frică, de fapt, este una falsă. Pentru că, a spus și dumneavoastră mai devreme, oamenii sunt speriați, dar totuși merg frica... în excursii prin afară, pe la plajă, Frica nu e falsă. Frica e de la diavol. Frica nu e falsă. Frica e de la diavol. Da. Și dacă noi nu ne rugăm, imediat mai slujim la celălalt, la Domnul adevărat, la Dumnezeu. Da. Și atunci normal că avem frică. Cel care are, vedeți că și pe timpul epidemiei, cel care a avut credință și am vorbit și cu doctori, am vorbit și cu doctori și cu asistente medicale și zice, cei care au fost bolnavi și care au avut încredere în Dumnezeu și erau cu rugăciune, au ieșit și cei care nu au avut de frică au murit. Nu vedeți? Da, și cu ideea asta, cu frica, zic, adică n-ai cum să spui că ți-e frică, și să mergi la plajă, la Ibița, să zicem, sau la Miami, sau dau un exemplu. Știți că mi-e frică de război, dar mă duc la plajă. Păi nu înseamnă că nu e așa. O nepăsare, știți? Da. O nepăsare. O nepăsare. Eu zice, las, că nu e acum, că e peste 1000 de ani. Păi... Nu se știe, dar nu mă știe. Dar deja suntem în cuvintele apocalipsei, cam împlinesc. Acum e o modă că chipurile să nu spui adevărul, că sperie pe om. Și cum? Adică zice că se împlinește apocalipsa? Ce? Ăsta sperie pe oameni. De unde știe el? S-a descoperit de un înger că e apocalipsa? Dar uite, războaie lângă tine, e ciumă, e boli și toate... No. Păi, se împlinesc profețiile, Părinte, că secetă, e din asta. E și lepădarea de Dumnezeu, Părinte, asta e principalul. Asta ecumenismul și mai mult, sunt la atacuri împotriva Sfintei Biserici de peste tot. Și de ce? Vedeți, dreapta credință o atacă. Da, păi ăla n-au treabă. Niciun exemplu negativ, rar când un exemplu negativ că a făcut cineva ceva. Păi ei laudă, Părinte. Că ei sunt buni. Ei exemplu la prostesc, Doamne iartă-mă, cu Sfântul Părinte Papa. Băi, lasă-mă acolo cu Sfântul Părinte Papa, că noi avem sfinții în Ortodoxie aici. Nu, ce să zice? Toată mass media numai asta spune. Da? Sfântul Părinte, Sfântul... Nu, și nu Sfântul știu. Părinte. Papa Francis, dacă și ăsta e Sfântul Părinte. Bine, știu, la ei toți nu știu, sunt sfinți. Din păcate, că noi nu avem treabă. Noi avem sfinții în Ortodoxie. Nu, care sunt uitați, asta e... Nu numai asta, că zice că dacă ești ortodox, atunci ții la sfinții tăi. Nu asta. Un exemplu foarte, foarte simplu, păi cele trei minuni care vin de 2000 de ani, de 2000 de ani de la Mântuitorul încoace până la noi. Da. Și numai la ortodox. Da. La cine mai vine Sfânta Lumină?
La nimeni? Nu. Și atunci, la cine mai vei să întoarce Iordanul înapoi? Nu, bă, cine? Adică vine foc din cer și nici atunci nu crezi? Păi zice, atunci chiar dacă ar învia morții, nu crezi? Că ți-i inima împietrită din cauza păcatelor. Și acum mai avem și muntele Tabor, cu norul, care se povoară. Da, păi al treia, pe 6 august, la schimbarea la față, sigur. Muntele Taborul, care are o mănăstire de maici și o mănăstire greacă de maici, acolo avem și 6 români care și pictează frumos, maici care pictează frumos, dar mănăstirea de pe Muntele Taborul a fost chititorită de doi români. Doi români a noștri, Nectare Banu și Alecu Ruso. Și avem, deci, nu știu, eu cred că poporul român este binecuvântat de Dumnezeu, sigur asta, pentru că avem foarte mulți ctitori așa de mănăstiri prin întreaga lume. Da, Brâncoveniu, Brâncoveniu iară. Da. Constantin Brâncoveanu, care a ctitorit și mănăstiri și mult a făcut de Sfântul Munte. Și, da. Da, sigur, sigur că da. Foarte multe. Vedeți că ce zice, că ce te scoate din necaz? Milostenia. Și dacă erai zgârcit, dacă ai avut arice la mână, de unde milostenia? Da, milostenia te scoate în orice necas. Milostenia. Așa este. Am făcut milostenia, am ajutat. Și eu am văzut aici oameni care au fost la necas mare, la boli grele, și dacă i-am dat un canon de rugăciune și au respectat canonul de rugăciune, s-au spovedit și au ținut un post la nivelul, că alții erau bolnavi, nu puteau să ție cum, dar care nu erau așa bolnavi, au ținut post și au mers la biserică, s-au împlinit. Le-a ajutat Dumnezeu. Și au ieșit din boli grele. Sau cazuri de cancer când au stagnat. S-au oprit. Au mers, s-au spovedit. Nu numai musai că la mine. Oriunde au mers, la ori preortodox, s-au mers, s-au spovedit. Și au împlinit. Și Dumnezeu și-a schimbat planul cu el. Deci dacă noi, lumea întreagă, dacă s-ar pune o oră la rugăciune să, în genunchi, ce Dumnezeu și-ar schimba planul de pedeapsă cu noi. Așa este. Nu, vedeți? Știți cum e? Gardul ăsta, înainte de a-l face, eu cu maica stareță, când mergem la cumpărături sau la piață de legume în Sfânt Nicolau, ne tot uitam la patron, ne uităm la căștile astea mari, frumoase, care sunt construite acum, să vedem ce model de gard facem. Și tot ne-am uitat și tot ne-am uitat, dar să știți că nu se potrivește gardul de la casă, de la vilă, cu gardul la mănăstire. Vedeți? Cum nici îmbrăcămintea, că lucrurile nu e ca îmbrăcămintea oamenilor. Nu că oamenii ar fi altfel. Da, îmbrăcămintea. Îmbrăcămintea. Știți? Și vedeți și când un om care e cu păcate, de ce se leagă? Nu de om, de îmbrăcăminte. De îmbrăcăminte se leagă. De reverendă. Și atunci preotul, ca să fie mai comod, nu mai umblă cu reverendă. Nu mai umblă cu reverendă. Și atunci, dar dacă umbli cu reverendă, atunci nu mai poți să intri în restaurant, nu mai poți să mergi la un meci de fotbal, nu mai poți să mergi oriunde. Nu mai poți să mergi oriunde. Că de ce? Reprezint pe Hristos. Cum e cu nu e preotul ăla? Da, nu. Vedeți? Vedeți? Nu merge, că nu merge. Vă dați seama cum ar arăta un preot la meci. La meci. Nu vedeți? Nu merge. L-ar îngela și pe el, cred că, părinte. Nu vedeți? Nu vedeți? Și atunci ce trebuie să facem? Nu vedeți? De-aia preotul trebuie să respect, că e cald. E cald afară. Eu, de exemplu, am fost odată la obor, în piață, vreau, nu știu ce, să-mi cumpăr ceva scule la Timișoara, și unul care nu mergea la biserică zice, uite că a venit un maimuțoi, un cimpanzeu. Că m-au văzut cu barbă, cu reverendă, negru, îmbrăcat și nu știu ce. Și eu m-am supărat în primul moment, după aia zic, nu, asta e diavolul vrea să facă, ca să fac o cruce pe el, să-l blestem sau ceva să fac. Dar nu, cum a zis și preasfințul Teodosie, eu am interzis la preot să-mi blesteme, numai să binecuvinteze. Că vai de blestemul preotului și blestemul mamei. Dar se trebuie să te ferești. Dumnezeu, și atunci am zis, Dumnezeu cu mila, Doamne ajută. Și eu mi-am plecat capul și vedeți că o ieși bine, ăla s-o potălit și eu am mers mai departe. Dumnezeul nostru Iisus Hristos ne-a spus, binecuvântați și nu blestemați. Nu blestemați. Dar câtă bucurie aduce iertarea. Câtă bucurie iertare. Da. Uitați, de exemplu, eu când am fost înainte de facultate, m-am certat cu un unchi, zicea că eu am zis că eu am dreptate, vecin cu noi. Și
Zice duhovnicul, trebuie să ierți. Da, și... Da, e greu să ierți. Mai ales că zici că ai tu dreptate. Că diavolul imi atât zice. Și dacă ai și dacă nu ai. Și dacă ai că iert, îl iert. Uite, unchiule, hai să zic ceva. Că vin până la noi, că cu tata fi iertat, că a murit și cu mama să avea bine, dar cu mine era certat. Și uite, te rog, unchiule, să mă iert, că eu cred că am fost de vină la cearta aia și nu știu ce. Bine, bine, mă, nepoate, te iert. Parcă aștepta lucrul ăsta și parcă s-a luminat la față. Și după 3 luni au avut un atac cerebral și după a murit. Noază de nu-mi cerea în iertare. Că iertarea aia nu mai primeam. Era gata. Deci aici, pe pământ, când suntem în viață, poți să te rogi și poți să lucri la mântuirea ta. Odată ce te-ai dus, e gata. Și e lucru foarte rău ăsta, părinte? Că e greșeală mare tare dacă nu ne-am iertat. Și am mers dincolo. Ne iertați. Deci să n-apună soarele, dar să mergi neiertat. Și exemplele astea de zi cu zi, că după aceea zice, dacă le vorbești din viețile sfinților, păi zice, părinte, mai demult erau mai sfință ea, erau mai, nu știu cum, erau mai întăriți. Acum oamenii nu sunt așa credincioși. Păi nu putem să-i punem la mod egal pe toți. Da, dar vedeți că dacă mergi la dreptate, nu contează ce timpuri ești, că dreptatea vine la Dumnezeu. Dacă nu, zice, fiți voi Dumnezei, fiți voi sfinți, ca să vă numiți Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să împlinim, trebuie să fim îndreptate ca să fim cu Dumnezeu. Zice, nimic spurcat și necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Nu? Zice, că e cel mai curat loc. Și ar fi necinstit. Ar fi necinstit să undeva în camera din față îi covor gros așa și tu să mergi cu cizmele sau cu în noroi să intri, nu-i corect, nu-i bine, nu? Așa e și la Dumnezeu acolo. Așa e și la Dumnezeu? Păi da, la Dumnezeu e mai ceva. La Dumnezeu acolo trebuie să ne lăsăm papucii la ușă, să intrăm pe covorul ăla, adică păcate. Trebuie să fim aleși. Da. Adică trebuie să fim, să împlinim voia lui Dumnezeu. Nu tot ce zice, Doamne, Doamne, va intra în părinții, ci ceea ce face voia Tatălui meu. Așa este. Nu merge. Vine cineva, zic, te rogi? Da, zice, zic Tatăl nostru. Păi Tatăl nostru e 14 secunde. E de ajuns din 24 de ore. Vine o femeie la mine, zice, părinte, am 14 probleme, dați-mi o rugăciune. Păi zic, bine, e în regulă, e cu tine, zic. Păi zice, de ce nu? Păi da, dacă ai zis că ai 14 probleme și dă-mi... De ce n-ai zis? Am o problemă și dă-mi 14 rugăciuni. Bine, părinte, vă mulțumim. Da, mulțumim. Doamne ajută. Sănătate, Doamne ajută. Vă așteptăm de aici. Cu drag.